Ce inepție e asta? Dar cum să crezi așa ceva? Adică VIP style, tată! La durut asta, băi! O amendă de circulație din Germania. Popa, deci cineva a folosit numele meu. Și-l văd pe infractor, Jonuțule. Și uitați-vă la ăsta, mă. Cum a putut să dea numele meu? Cine a dat numele meu? Am să trimit la avocat să vedem despre ce este vorba. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Îți cu bună dimineața, bă, când eram eu mic, uite așa, când mergeai la târg, la Gorbaciov se numea, Jonuțule, când cumpărai ceva, omul își făcea așa cu bănuții pe la barbă și că să se înmulțească, Jonuțule, avem aici niște berici pentru băieții noștri de pe șantere, Jonuțule, pentru că odată la ceva vreme, când se încheagă lucrurile și când mai merită și băieții, separat de plata normală pe care se face prin societate, Jonuțule, mai dăm și noi câte o berică să meargă lucrurile frumos. Unlike ce spun oamenii apăruți pe TikTok din neant pe care nu-i cunoaște nimeni, vezi, acel nașu fake, Jonuțule, de care toată lumea îmi spune, bă, fraților, am vorbit cu Cori să înțepărească Jack Sala, dacă zilele astea nu rezolvăm, să facem un TikTok cu nașul adevărat, mă. Nașul care încă muncește pe șantier, care a construit până acum de bine de rău numai 10 case și ne apucăm de următoarele 4, nu 25, cum am fost acuzat pe TikTok că n-am achitat. Deci, în primul rând, ce inepție e asta? Ce persoană publică poate avea un constructor, presupunem prin reducere la absurd, da, pe care nu-l plătește manoperă 25 de case și nu e, cum să spun eu, urmărit în secunda 1 de omul care n-a fost plătit sau eu știu. Dar cum să crezi așa ceva? Adică în contextul în care, bă, ești pe canalul meu de YouTube și-l vezi pe nașul, o să-l vedeți și în vlogul de astăzi, că am dat drumul la următoarele 4 căsuțe. Îl știți, n-are barbă. Niciodată nașul nu a avut barbă, la șchei Moș Crăciun, Samara Jacksana. Nici nu seamănă din niciun punct de vedere, să zici că măcar la ochi, la frunte, la ceva. S-a creat o confuzie. Bă, fraților, treziți-vă. Și ce mi se pare și mai șocant e că mă sună oameni care mă cunosc. Bă, ăla e nașul care a lucrat la tine, zic. Bă, sunteți nebun la cap, nașul lucrează pe șantier. Odată la 2-3 vloguri, nașul apare pe YouTube, apare pe Instagram. Anyways, este șocant în ce hal poate fi manipulată lumea cu internetul și mi-amintesc un singur moment extraordinar care îmi face pielea de găină, Jonuțule. Ideea nebună a lui Cori de acum câțiva ani de zile, când am zis, bă, hai să arătăm ce unealtă periculoasă este internetul. Și am trucat acea plecare în Japonia. Și știu că pe vremea aceea munceam la Extra Night Show și oamenii trimiteau mesaje la Extra Night Show înjurând emisiunea că n-are cum să fie în direct, că Dorian Popa e în Japonia, ca să nu mai invocăm vlogurile lui Shelly cu accidente fake și câte lucruri nu s-au făcut pe internet și oamenii le halesc ca pe găluște, fraților. Wake up, pentru că astea sunt lucruri inofensive, dar într-o bună zi veți crede o chestie de genul care vă va putea cauza probleme în viață. Astea sunt lucruri funny. În altă ordine de idei, ca să punem și nota informativă ce ne place să oferim în aproape fiecare vlog, dacă sunteți constructori și construiți pe persoană fizică autorizată, fraților, să știți că există o modificare în codul civil care spune acum că certificatul de edificare pe numele persoanei fizice simple, adică pe Dorian Popa Laurențiu, cu act de afectațiune către Popa Dorian Laurențiu PFA. Am făcut prima oară edificarea pe PFA, n-a fost bine, am făcut rectificarea, sunt foarte fericit că rectificarea a ieșit, Jonuțule, motiv pentru care acum putem să dăm drumul la intabulări, dezmembrări, cadastre și alte lucrușoare, nu de alta, dar vrem și noi să încasăm bănuții pe acele case, să ne putem dezvolta mai departe. Când vom ajunge pe șantier, veți vedea noile săpături pentru următoarele case Hâț Residence, Jonuțule, care deja au început. Astăzi am comandat fierul, nici mai mult, nici mai puțin de 14 tone, dar vorbim mai multe de pe șantier. Mergem să mă tund rapid, mergem să luăm cadrul de bicicletă care a fost vopsit, toate astea în daily vlogul de astăzi. Bum. Ia vezi, tată, că am ajuns și la băieții noștri și înainte să începem tunsoarea, bă, mai trebuie să laud o dată asta, deci fiți atenți, nu-i reclamă, da? Este pur și simplu un sfat pentru ai mei dinozauri care au început să albească. Cred că deja sunt în a treia săptămână de când mi-am vopsit barba, am găsit o vopsea nouă să înțepenească Jacksana. Bă, bombă rău de tot. Și uite cum ține, încă sunt cu barba neagră. Și acum, ca să fie senzaționalul senzațional, ia fiți atenți cine se tunde lângă mine, bă, băiatule. VIP style, tată. Mă tun la Coldplay, ești nebun? Revenim după, fraților, al nostru. Ia, bagă-te aici, că cu Osmo ăsta e mai complicat. Vine acum cu fresh-ul ăla nou. Bang, revenim după, tată, dar bă, bă, altă viață, frate, am întors timpul înapoi. Hai, fă-ți. Aveți băiatul meu ce freșulescu, dar acum fii atent că dacă m-a tuns al meu, taman bine, Johnule. Au ieșit câțiva albișori, deci mă duc acasă și înainte de LA, îi dau și o vopsea la bărbiță, Johnuțule, mencozii noștri. Yeah, bam. Când am dat cu replica, hai Cori, filmează, s-a auzit în gura lui Piticu, au, la durut asta, băi, să-ți dea Dumnezeu sănătate, cea mai army bicicletă dintre biciclete, Mâncaua tata, ia uite-o, lacrimă, Mâncaua tata, kaki mat, exact ce mi-am dorit, Jonuțule, mergem direct la Nea Costel, să o bagi la montaj și dacă avem noroc, poate cât filmăm noi șantierele, o găsim și montată la loc, nu știu, să vedem cum se descurcă Nea Costel, să rămână din suflet Piticu, greu găsești în ziua de astăzi un vopsitor în care să ai încredere maximă și să știi că îți livrează ceva ce trebuie.
pipiticul al nostru de la Vivasi, dă-i cezarului ce al cezarului, este omul nostru de încredere pe partea de vopsitorie. Gata. Bă, dar ce ușoară e mâncarea ta. Cum ar fi să o scap acum, să o zgâri? Așa, de nou, Jonuțule. Hai să o băgăm în porc băgăjulescu. Avem încă preșulețul aici, deși acum nu mai era cazul. Preșulețul era pentru când am venit prima oară cu ea, că mi-era să nu murdărească pe aici. Fratele Andy, dintr-una într-alta, trebuie să vă spun, pentru că așa este frumos. Când a văzut câte lucruri vreau să fac bicicletei, mi-a zis: bă, omule, o să bagi o grămadă de bani în ea, așa cum ați spus și voi. Și atunci bicicleta este cadou din partea mea, că oricum nu mai făceam mare lucru cu ea, dar tu mi-ai zis că vrei să o cumperi. Și atunci, dacă tu ai zis că vrei să o cumperi, eu am zis că ți-o vând. Gândindu-mă mai bine, ți-am dat-o cadou. Așadar, mulțumim Andy Popescu din suflet, iar bicicleta este gata să meargă direct la montat. Sunt curios cum o să meargă după ce o să avem așa pinioane noi. Discuri de frână n-am mai schimbat pentru că a zis domnul Costel că sunt bune. Plăcuțe de frână, băi, eu nu știam că bicicletele din ziua de astăzi au plăcuțe de frână. Pe vremea mea erau niște cauciucuri care călcau, erau un fel de tamburi, călcau pe janta bicicletei, trebuia să ai grijă să-i întorci bine, să calce pe jantă și schimbai cauciucurile astea. În ziua de astăzi bicicletele au frâne cu plăcuțe de frână, Jonuțule. Deci, bă, fraților, nu mai înțeleg nimic, mă, în ce lume tâmpită trăim și în ce hal se poate profita de identitatea unui om. Astea scârtice trebuie trimise la avocat. Am ajuns la Hâț Rezident, Jonuțule, stați așa să trag ochelarii, că mi-am dat ochelarii exact ca bunicul, care să vadă mai bine. Am văzut două hârtiuțe, un pliculeț în poștă, da? Scot pliculețul de acolo să mă uit, văd că e ceva din Germania, zic: bă, what the fuck eu, ce-o fi din Germania? Când am fost ultima oară în Germania, că nici nu mai aminteam. Deschid plicul și văd că e vorba de o amendă de circulație din Germania, din data de 10.05.2024. Mă gândesc bine, zic: stai puțin, că asta e cu o lună și un pic, despre ce vorbim? A 5-a e mai, da? Eu nu am permis, nu am condus, nu s-a întâmplat nimic, da? Bun. Nici n-am fost în Germania, lucru extrem de ușor de dovedit, prin faptul că nu figurez la vamă ca trecând dintr-o țară în alta, da? Și fiți atenți, zice că e vorba de, nu e ceva wow, e o amendă de 40 de euro, care este pentru depășirea vitezei în exteriorul unei localități cu 12 km la oră. Și uitându-mă la asta aici, am văzut că amenda e 40 de euro, bla bla bla, nicio problemă, încercam să înțeleg despre ce e vorba. M-am uitat aici, scrie Damian Laurent sau Laurent Popa, deci cineva a folosit numele meu. Adresa este greșită, că eu nu stau pe strada Foișorului, Hâț Rezidenț este pe intrarea Foișorului, este public și este pe Waze, deci nu aflați nimic nou sub soare. După care dau pagina și îl văd pe infractor, Jonuțule, că scrie aici că s-a condus un autoturism BMW cu numărul NIL 72159. Și uitați-vă la ăsta, mă. Deci ăsta este nenea care a condus el cu 12 km peste limita legală, dar întrebarea este: cum a putut să dea numele meu? Cine a dat numele meu? Figura mașina aia pe numele meu și camera? Deci nu înțelegeți ce înțeleg? Nu înțeleg, pentru că vorbind cu Cori și cu Edi spuneau: păi nu, mă, că au greșit de la poștă. Păi n-avea cum să greșească de la poștă, că asta e redactată de germani. Sau cel puțin așa pare. Reinschick, Berschick, Kreis, der Landrat, nu știu ce. Văd că aici e o chestie cu online hearing. Bănuiesc că acolo poți să suni și să spui ce s-a întâmplat de fapt și de drept. Oricum o să o trimit și către Dragoș avocatul, pentru că ceva nu mi se pare în regulă. Și având în vedere situația permisului meu, n-aș vrea să aud de vreo porcărie din asta care poate să influențeze în mod negativ toată situația. Dar uitați-vă la poza lui nenea ăsta, bă, care se vede de la o poștă că nu sunt eu. Și uite-l cum arată pe domnul făptaș. Nu m-ar deranja să plătesc amenda de 40 de euro, dar obiectiv vorbind, dacă achiziți amenda, teoretic cât ți-asumi treaba și iarăși nu cred că e bine. Ca să înțelegeți și voi cum ți se poate schimba o zi de la un minut la altul, da? Venisem să luăm drona ca să ne uităm și noi la panourile de pe casă, pentru că astăzi toată dimineața Nexo a montat deja panourile fotovoltaice de pe una dintre duble, Jonuțule. Și ia uite de tot acum cum mi-a agitat toată liniștea sănătoasă. O să le fac niște scanuri cu aplicația de scanat pe care o am. Am să trimit la avocat să vedem despre ce este vorba. Autovehicul de tip BMW cu număr de matriculare NIL 72159 este înscris pe numele dumneavoastră în circulație? Dacă nu, titularul certificatului este. Dacă nu recunoaște săvârșirea contravenției, rugăm explicați motivele. Explicația va fi dată în limba germană. Bă, frate, bă, ați luat o razna, bă, oameni buni, bă, măcar dacă era, nu știu, vreo amendă din aia colosală, să zici că a încercat omul să scape, dar de 40 de euro, tu faci căcaturi din astea, păi obiectiv vorbind, vă dați seama că eu acum aș putea să aflu a cui e mașina asta și să-i dau un telefon, să-i zic: băi, frate, ce faci tu cu numele meu pe mașina ta sau cum s-a întâmplat? În orice caz, astea trebuie păstrate bine, Jonuțule, iar în altă ordine de idei, noi acum vom ridica drona ca să ne uităm la panouașele noastre montate pe această căsuță frumoasă. Teoretic, ele deja sunt și conectate la invertoare, după care noi vom merge și la noul loc în care se sapă pentru căsuțele noi, Jonuțule, să vă arătăm și de acolo cum merge situația. Asta este, cu zâmbetul pe buze, le rezolvăm pe toate, ca de obicei. Jonuțule, cu bune curele, noi mergem înainte, pentru că așa ne-a învățat viața, cu pieptul înainte în față și cu fruntea sus. Jonuțule, uitați cât de frumos arată organizarea de șantier. Deja a venit prima comandă de lemn astăzi, am dat și prima comandă de fier. Ca să înțelegeți un pic despre ce este vorba, în spatele nostru, nașul deja a desenat amprenta
amprenta pe sol a celor două căsuțe, Jonuțule. Cam așa arată începuturile a două case, Hâț Residence, care sunt de fapt locuințe a două corpuri unite, Jonuțule. Ce trebuie știut este că la patru case Hâț Residence noi folosim cu tot cu garduri și scări și tot ce trebuie circa 19-20 de tone de fier, fraților. Adică 19.000 de kilograme de fier am achitat astăzi la un preț super bun, chiar mai ieftin față de data trecută. În timp ce eu vă vorbesc aceste lucruri, voi veți vedea și imaginile din dronă de la panourile fotovoltaice care arată senzațional de pe casele din spate, gata, Jonuțule, și imaginile din dronă de aici cu amprentele caselor. 19.000 de kilograme de fier cumpărate la 3,4 lei kilogramul fără TVA, mare atenție. Nașul, negocierile lui extrem de dulci, încerca să tragă prețul mai jos când a sunat să facă comanda de fier și zice ci că hai dă-ne și nouă mai bine, că vrem și noi un preț mai bun ca anul trecut, nu? La care omul îi spune, păi da, anul trecut v-am dat la 3,6, acum e 3,4, ce vrei să-ți mai fac? Dar știți cum e, încercarea moarte n-are. Obiectiv vorbind, nici nașul nu-și mai amintea neapărat prețul. Se pare că a mai scăzut fierul, însă aici vă fac un scurt adagio. Dan Negru, care ne spune de foarte multe ori vorbe ce ne marchează existența, sau cel puțin ce îmi marchează existența, după aia bombă cu cumpărați teren, nu se mai fabrică, Jonuțule, n-ar fi inventat-o el, nu înțelegeți greșit, mi-a spus din ce a citit și el, mi-a zis așa, ai grijă, Doriene, și ține-te de imobiliare, pentru că în ziua în care se va opri războiul și va porni reconstrucția Ucrainei, fierul, prețul fierului o să sară în aer, întrucât, ci că, vă spun din ce am auzit, nu există fier de vânzare, evident, stoc de fier pe toată planeta, pentru cât va fi nevoie pentru reconstrucția Ucrainei. Deci imaginați-vă ce o să se întâmple cu fierul și probabil alte materii prime, pielea de găină este la locul ei, Jonuțule. Astăzi lucrurile ne-au mers ca unse și uite așa dăm drumul și la următoarele patru căsuțe și abia aștept să mergem acolo peste drum, Jonuțule, și să ne ocupăm de cei 10.000 de metri pătrați în care pregătim noul cartier Hâț Residence cu piscină, cu loc de joacă în anul acesta, pentru că noi patru căsuțe le facem în circa un an de zile, plus minus o lună, două marjă de eroare. În anul acesta, cât nașul se va ocupa de aceste patru case la care deja avem clienți, așa că dacă vreți să veniți în Hâț Residence, interesați-vă din timp, fraților, că nu este vina noastră, îi mulțumim lui Dumnezeu căci căsuțele se dau. Ne vom ocupa de întreg proiectul Hâț Residence Big, da? Hâț Residence Big o să aibă și machetă din aia, să ne jucăm cu căsuțele, cum voiam să facem și aici, cu piscinica, cu toate cele. Piele de găină, mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare zi în care ne trezim sănătoși, pentru că asta este cel mai important. Și în al doilea rând, pentru că avem ce munci și unde munci și cum munci. Îmi spunea Cori așa în încheiere, că a citit un comentariu de la un nene care spunea: "Păi de-aia sunt eu bou și stau la birou, că am învățat și dacă înveți ajungi ca bou la birou și nu faci bani." O informație răutăcioasă care nu și avea neapărat locul. Eu vă spun în aceeași ordine de idei, cu toată mândria din suflet, că mamișor a dat la mine cu cureaua până când am ieșit cu 983 din BAC plus liceu, Jonuțule, și am intrat și al 40-lea la ASE și uite că totuși fac bani și dacă am învățat. Cam atât de astăzi, până un alta, nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, și să aprindeți coțopelul, pentru că în fiecare zi cu surle trâmbițe gălăgie și plecarea nelei de peste 3 zile, Jonuțule. Noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă aștepta clasicul zâmbețel în colțul guriței. Din țărână ajungem în LA, Jonuțule. Nu uitați să dați follow pe Instagram, Corileve, eu sunt Dorian, Hâț Residence. Follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit de on Facebook și de asemenea, nu uitați să aveți o zi, o cafeluță și o vară mirobolante. Pe nota cheluțo, pe nota cheluțo, pe nota cheluțo.